câștigă, cine cu cine se combină, cine divorțează. Cât e 4-2, nu? Spune, da. A rămas 4-2. Cred că da, nu m-am mai uitat pe... da, și 2-0 la Liverpool. Hai că e bine, da, deci s-au liniștit treburile, putem să vorbim. Suntem în grafic. Putem să vorbim liniștiți, da. Sezonul 5, filmat odată cu sezonul 4. Asta a însemnat... După bine, odată după legat, la 2-3 zile. Asta a însemnat o deplasare mai lungă acolo. Mă rog, și relaxare mai lungă, pentru că tu nu ești prins în asemenea hal cu treaba precum concurenții. Înțeleg că ai mai avut timp să te mai duci și pe la plajă și pe la... Ai mai făcut și o băiță, dar mă rog. Am mai avut ceva timp liber. Adică am încercat să îmi găsesc timp liber pentru relaxare, pentru că aveam nevoie de odihnă. Și chiar între cele două sezoane, între sezonul 4 și sezonul 5, am reușit să plec. Am stat de vorbă cu producătorii și... Uh-huh. Am reușit să ajung acasă la familie pentru că simțeam nevoia să fac asta. Ce tare! Asta vreau să zic, că ai avut timp de o vacanță în România, practic. Da, am avut timp de o vacanță. Da, într-un fel a fost bine că s-au filmat legat, pentru că a apărut cel de-al doilea băiețel și ai fost un pic mai liber din punct de vedere profesional. Putem să spunem așa, da. Nu? Iată că acum nu puteam să merg acolo, așa că corect. Pentru mine a fost foarte bine. Exact. Da. Toată lumea, au fost, cred că ai urmărit tu, săptămânile trecute, au fost câteva ispite invitate la noi aici în platou, care, mă rog, vor fi și în sezonul următor. Și toate au spus, dom'le, e ceva fabulos, adică n-ați văzut... Deci dacă ispita spune asta... N-ați văzut nimic, dar normal că nu puteau spune foarte multe, nici tu nu poți face asta, dar printre rânduri așa, la ce să ne așteptăm? De ce... toată lumea spune că acest sezon e fabulos. Sunt multe răsturnări de situații sau certuri. Nu, fiecare sezon a avut ceva special. Fiecare sezon, toată lumea mă întreabă și acum, pentru că urmează difuzarea emisiunii, e acest proces de promovare al emisiunii. În fiecare interviu sunt întrebat ce are acest sezon special față de celelalte. Nu, toate sezoanele au fost speciale. Toate sezoanele au avut ceva. Au avut ceva. Probabil că rămâi cu ultimul în amintire. Da, rămâi cu ultimul în amintire, dar să nu uităm, totuși suntem la sezonul 5, lumea poate a uitat primul sezon, nu și aduce lumea aminte de cel de-al doilea sezon, poate... Exact, de asta spun, dar, sunt mai proaspete amintirile. Da, dar fiecare sezon, exact cum spuneam, are ceva extraordinar și acesta nu face excepție, evident. Adică să ne așteptăm și la divorțuri și la combinări de N luate câte case. Se pare că s-a scăpat un fel de chestie în promo cu aia. Chiar după o zi, după o oră, era în promo o fată, o doamnă, o chestie, nu știu ce, care zicea, las-o drag chiar în prima zi. Deci pleacă cu a treia după loc. Pleacă, da, e un fel de Pablo Dice. Pleacă cu scârții de roți sezonul. Exact, da. No, oamenii vin la emisiune... ca de fiecare dată, evident că acum sunt mai pregătiți. Uh-huh. De la sezon la sezon, oamenii sunt mai pregătiți și concurenții vin și deja au experiența, cel puțin din fața televizorului, a celorlalte sezoane. Da. Și vin cumva pregătiți, știu cumva pe ce se axează emisiunea, unde sunt camerele și așa mai departe. Dar, ok, a înțeles toată lumea despre ce, despre ce e vorba. Că oamenii înșeală, că ăla o înșeală pe aia sau invers, da? Dar, de fapt, este o chestiune psihologică la mijloc. Uite, îți dau un exemplu. Eu am prieteni doctori, prieteni care lucrează în publicitate, prieteni profesori și așa mai departe. Toți se uită la această emisiune. Vezi, prieteni actori. Tu mie îmi spui cine se uită la un show păcătos, că tu ne venea și profilul publicului. Da, dar toți se uită la această emisiune strict din punct de vedere psihologic. Sunt povești, și... emisiunea reflectă, de fapt, este oglinda societății în care trăim. Unul la mână și doi la mână este și genul acela de divertisment care cumva te rupe de problemele de zi cu zi pe care tu le ai și îl poți privi comparativ. Uite, bă, că la alții parcă nu e chiar ca la mine, știi? Asta spun ce îmi spuneau mie oamenii referitor la multe scandaluri sau subiecte din viața reală pe care le tratam la un show păcătos. Se uitau și așa. Bă, da. Uite, la alții mai nasol, știi? Da, și până la urmă... Să mai încărcau și ei. Exact, și până la urmă este ca o
e ca o poveste, este ca, ca un serial, ca o telenovelă, să spunem da, așa. Da, exact. Dacă te prinde povestea respectivă, atunci cu greu renunți. Probabil că ți s-a adresat foarte des întrebarea, doamne, dacă tu și Adela v-ați duce acolo și n-aș vrea să o adresez în forma asta. Doamne, ferește, întreba, dar ce fac, ce fac cu copiii? Da, corect, n-ai unde ce să... Ce unde cu să, e, s-ar găsi, bă, bine, da. Voi n-aveți bune, dar poate s-ar găsi prieteni. Dar altceva vreau să întreb, din punctul tău de vedere, care vorba aia, ești samsar de cupluri pe Insula Iubirii, le-ai fost baci. Cine se duce acolo? Cel care are încredere sau cel care n-are încredere în relație? Și cel care are încredere vrea să vadă, adică de ce să probeze, dacă... să probeze încrederea celuilalt. Oamenii, spuneam mai devreme, oamenii vin la emisiune pentru că, cel puțin acum, pentru că au senzația, în ciuda ceea ce au văzut de-a lungul sezonului, au senzația că nu li se poate că întâmpla. Că treci, mă, da, exact. Da. Adică eu sunt sigur, de nevastă, mă, că acolo ne distrăm puține, Thailanda, dar de frumos. Ce? E ca exact. Aia, bă... Ca să dacă nu vrei... arăt eu, le arăt prietenilor, să arăt la toată lumea. Da, dacă nu vrei să mor de tânăr, nu te arunci cu parașuta, nu te cațeri pe pereți de aia de munte drept, știi? Adică de ce să-ți forțezi norocul? Asta n-am înțeles niciodată. Bă, dar poate să fie o chestie bună, că așa îți dai seama poate pe cine aveai lângă tine. Poate asta se întâmpla mai târziu sau mai devreme, înțelegi? Dacă nu e mai bine să întâmple mai târziu. Și de ce? Să recunoaștem că și imaginile, și imaginile din Thailanda, cele care sunt difuzate, vor fi difuzate în fiecare luni, da? de la 20, da. sunt absolut extraordinare și oamenii sunt atrași de, hai să spunem, de o așa vacanță, știi? Da, clar. Păi, da. Oricine ar fi. Da, și chiar se simt bine, adică... Da, asta a fost tot timpul o barieră în a înțelege resorturile care îi fac pe concurență să participe la treaba asta. Pentru că fie că au, fie că n-au încredere, da. Orice descoperă acolo, da. O vor face în fața întregii țări. Da. Deci mai vii și cu tinicheaua de coadă, da, adică da. Râd și băieții de tine, bă, ce nevastă i-a avut sau ce iubită i-a avut. Plus că eu am mai spus-o, emisiunea face un bine tuturor concurenților, inclusiv celor care se despart în urma emisiunii, inclusiv celor care rămân împreună, pentru că da, poate fi e clar că cei care se despart nu aveau ce să stea. Da, nu aveau, exact, și atunci era ceva nociv în situația lor, în relația lor, așa că aveți că unii s-au despărțit, au venit împărțiți cu alții, n-au rezistat nici aici, adică, cum spuneai și tu, e viață pur și simplu. Da. Nu-ți garantează faptul că dacă te-ai îndrăgostit de o ispită, să spunem, rămâi în continuare cu ea, știi? Sau invers, dacă ai trecut de testul ăsta, nu există șansa să te despari după ce te întorci. Da, au fost într-un sezon o situație când o ispită, când un concurent și o ispită s-au îndrăgostit. Da, Nicoleta cu Nicoleta și băiatul ăla de la Cluj sau ceva genul. Cătălin. Da. Și n-au rămas împreună. N-au rămas, dar pentru că ea spunea că el credea că a rămas ea în continuare în show. Cu mintea ancorată în show. Nu mai știa dacă e Nicoleta aia reală sau ispita. Păi da, ta spun că nu e nicio garanție, dar poate că și aceste aspecte contribuie la succesul show-ului, pentru că este într-adevăr unul de succes. Bineînțeles și cadrul în care este filmat și mirific și așa mai departe. Tot ce se... tot ce se întâmplă acolo. Spuneai că tu nu ești genul, și sunt convins de asta, să testezi dragostea Adelei sau mai știu ce, să vedeți cum stați pe barometrul iubirii, deși Adela este fana emisiunii, nu? Da, îi place. Se uită ce pățesc, să vadă ce pățesc alții, nu? Îi place foarte mult. De altfel, în primul sezon, mi-aduc aminte, a și fost acolo în vacanță cu verișoara ei, cu... Ioana, au fost acolo la mine pe platouri. Dar te întreabă de înainte, vrea să știe ce se întâmplă? Nu, nu vrea să știe, nu. E păcat. Și pe mine mă roade, da. Îți dai seama, domnule, da, da, să spui de, uite, da. Bă, aici nu. A fost așa treaba, că poți să povestești și cu lucruri din culise. Nu, preferă să se uite exact ce spuneam mai devreme, ca la un serial, corect. O prinde povestea și atunci nu vrea să-i divulg. Tu voia... Întotdeauna am fost curios ce se întâmplă acolo, mai fan, exact, da. De lumea, oamenii care vin încep să dea absolut tot ce au în ei. Intră diavolul. Bă, dar ai camere de filmat, tu știi că e un format de televiziune, tu știi că o să se difuzeze, o să vadă maică-ta, taică-tu, familia ei, familia exact, lui. Ce spuneam. Înțelegi? Ce se întâmplă acolo de pur și simplu explodează tot? Cred că oamenii... hai să spunem, datorită
conjuncturii? Conjuncturii contextului, oamenii ajung să se relaxeze foarte mult. Aha, aha. Ușor, ușor, știi, de pe zi pe alta. Și atunci nu uită, nu mai au această presiune a camerelor, da, da, această da, 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 presiune a emisiunii în sine, știi? Și încearcă să se simtă foarte bine, să... Deci te relaxează total. Te relaxează total, așa cred. Excelent, te jur. Asta e, mă, text, asta e testul, exact, să nu te relaxezi total. Da. De fapt, asta e. Da, să stai încordat tot timpul. Să stai încordat tot timpul, două săptămâni. Da, păi da. Serios? Până la urmă a fost un pionier al acestui format inventat, da, chiar și în România, era cum îi zicea, doamne? Dar a fost și Păsărin. Nu mai Zanga, parte mie. Vara Ispitelor. Vara Ispitelor, da. Ispitelor, da. Vara Ispitelor, care erau, sunt diferite puțin. Sunt puțin diferite, da, da, asta zic. Era o încercare făcută de noi aici, dar pe același, cumva pe același sistem. Și toată lumea, încă de atunci, că era făcută vorba aia, în 90 și 2000, cred. Da, în da. 2000, 98, 99, 2000. Înainte prima, să fie postul... Da. Nu, că 95 s-a lansat de ProTV-ul, deci pe acolo, pe undeva. Mă rog, era o premieră pentru România și toți întrebau, bă, dar e făcătură, măi, nene, că ei nu știu că sunt filmați. Cum, dracu, nu țin cont? Da, 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 da. E posibilă să fie această explicație. Toată te relaxezi, te relaxezi, numai, uite-te și în Asia, cum se ceartă, deși e cooperatorul ăla lângă ei. Deși sunt, sunt oameni obișnuiți cu camerele. Sunt obișnuiți cu camerele, exact, își dau seama că se ceartă pe bune și că ar putea să strice imaginea în țară. Exact, știu ce înseamnă imagine. Exact, exact. Și să ceartă ca Curry. Așa, probabil și aici. Se relaxează și uită că sunt...